Puta mea! Oare ce am mâncat eu ieri? Să deschid puțin geamul! Deschidem manualele la pagina 63 și citim ghicitoarea. Doamna profesoară, poate l-așteptăm pe Mircea să începem lecția cu el? Ce mai zici acolo, Melissa? Poate l-așteptăm până la primăvara viitoare. Tu vezi că nu mai vine. Hai, înverzește lunca, pe deal fierbe munca. Melissa citește. Poți renunța la mama să o pegat pe sirene, l-a văzut. Unde l-ai văzut? A revenit cap de sirenă? Sau tu iarăși cu prancurile tale, Mircea? Vă spun sincer, doamna profesoară, eram la baie. Doamna profesoară, mă duc eu să verific. Să nu fie iarăși o glumă proastă de-a lui Mircea. Bine, doar că un picior încolo și unul înapoi. M-ați înțeles? Revin imediat. Bine, ne-am înțeles. Sigur e un prank de-a lui. Mircea și de această dată vrea să scape de evaluare. Iată acolo pe geam l-am văzut. Unde pe geam? Nu înțeleg. Nu văd nimic. Ce nu este precis că s-a ascuns? Așa și mă gândeam. Ne-a înșelat ca de obicei. Eu-ți spun sincer, te rog, crede-mă. Nu te cred. Dacă l-am văzut, da un like ca să-l convingem pe Melissa. De fapt, este un sunet, dar nu se vede nimic. Vezi, nu este nimic. Așa și m-am gândit. Dar unde-i Matei? Matei? Atenție, atenție! Vorbește profesorul anului, deținătoarea 37 de diplome, gradul științific 28! Doamna Luminiță, direct la temă, noi suntem în pericol! Ok, vă așteptăm pe toți în clasa de geografie! Hai, Fuguța! Hai, Fuguța, ușurim! Aici! Dar ce sunt acestea? Mâncare? Da, am hotărât să aduc la școală. Data trecută ne-am speriat foarte mult de cap de sirenă. Și am adus să avem rezerve până ieșim de aici. Eu am alte planuri. N-am de gând să dorm aici. Decât să-i potolim foamea lui cap de sirenă, mai bine să o potolim pe a noastră. Tocmai de asta și ziceam. Ce? Școala asta a rezistat 100 de ani! O să mai rezist 100! Parcă s-a potolit! Da, sigur! Haideți să ne întărim cu ceva mâncare! Melissa, ieși! Hai, că aici am pus și sucuri, și mâncare! Aici am pus două! Veniți aici, vă fie siguranță! Se
Stați aici în liniște, mă duc să verific. Să văd, s-a auzit alarma de la mașină. Ce? Unde la vinul voi? Îmi strici mașina! Pune-te pe mașina mea! Îmi dărâmă mașina! Voi porni radioul de la mașină și cap de sirenă va fi debusolat. Ce idee bună! Dar dacă va strivi mașina? E mai importantă o bucată de fier decât viața noastră. Ține, mi-a rămas cadou de la bunelul. Țin foarte mult la ea, ai grijă. Și este unicul meu mijloc de transport. Bine, eu am plecat. Doriți-mi succes! Succes, Mircea! Curaj, Mircea! Tu ești? Da! Nu știu ce s-a întâmplat! Ești bine? Nu sunt sigur! Dar dumneavoastră ce căutați aici? Păi stăteam acolo, așteptam... Proiam la viciu! Dar tu ai reușit? Ai mai ajuns la mașină? Planul meu a ieșuat. Cum a ieșuat? De ce a ieșuat, Mircea? Liniștiți-vă! Poate să ne audă. E după ușă. Atunci fugim. Melissa, deschide! Hai, intrați! Ce să facem? Ce să facem? Doamna Luminița, cred că e mașina dumneavoastră. A murit ca un erou. Așa și m-a fiind. Mașinica mea! Important că noi suntem nevătămați! Numai nu și mașina mea! Bine, să ne calmăm și să nu ieșim de aici! Cum? Să stăm aici fără să reacționăm? Ciii! Gurile închise! Eu sunt adultul și voi decide în astfel de situații periculoase! Eu știu cum să scăpăm de cop de sirenă! Fizica! Ce, vrei să-i dai peste cap cu cartea de fizică? Blocul de alimentare cu energie electrică este în hol? Da, da, aici în hol. Dar ce vrei să faci? Vei vedea! Gata! Am făcut tensiune înaltă pe tot perimetrul școlii. Nici musca n-o să poată să treacă. Nu mai vorbesc de cap de sirenă. Da, și noi între timp o să chemăm ajutor. Dar nu am semnal. Și nici eu. E mâna lui cap de sirenă. El bruiază. Aha, nu poate să treacă! Îl deranjează tensiunea înaltă! Așa-ți trebuie! Ah.
ne gândim la un plan. Da, așa este. Ce se întâmplă? Ceva se întâmplă. Bruiază puternic. Probabil a înțeles planul nostru. Da.